M-am hotărât astăzi să supun atenției oamenilor care gândesc o lucrare începută cu mai bine de o jumătate de secol în urmă, deși nu sunt încă pe deplin mulțumit de ea. Metoda științifică experimentală, singura valabilă în efortul de căutare a adevărului, prezintă exigențe cărora nu putem și nici nu trebuie să ne sustragem. Importanta problemă dezbătută în acest eseu este cea mai completă dintre toate, pentru că abordează problema structurii generale a Universului, dar și pe cea a ființei umane, microcosmos în marele tot. Aceste analize la nesfârșit le facem de obicei atunci când suntem tineri, pentru că totul ni se pare simplu și pentru că avem toată viața înaintea noastră. Dar și viața cea mai lungă trece ca un vis, cu bucuriile și necazurile ei. Singura dorință care ar trebui să ne călăuzească în cursul acestei existențe este de a fi contribuit cu ceva la progresul lent, dar real al umanității, această rasă ciudată, credulă și sceptică în același timp, indiferentă, dar curioasă, bună și rea, virtuoasă și criminală. De fapt, luată în ansamblu, incoerentă și ignorantă, abia ieșită din fașele cristalide animale. Această problemă nu este încă rezolvată, iar supraviețuirea sufletului, fie în spațiu, fie în alte lumi, fie prin reîncarnări terestre, ridică în fața noastră cel mai formidabil semn de întrebare. Este spiritul superior materiei? Care este adevărata noastră natură? Ce viață ne așteaptă după moarte? Suntem oare doar flăcări efemere ce strălucesc o clipă și se sting pentru totdeauna? Îi vom mai revedea oare pe cei iubiți care au ajuns înaintea noastră pe tărâmul de dincolo? Despărțirile sunt oare veșnice? Moare totul odată cu noi? Dacă rămâne ceva, ce devine acest element imponderabil, invizibil, imperceptibil, dar conștient, care ar constitui de fapt personalitatea noastră permanentă? Va supraviețui el oare multă vreme? Va fi veșnic? A fi sau a nu fi? Aceasta este marea, eterna întrebare pusă de filozofii, gânditorii, cercetătorii din toate timpurile și de toate credințele. Este moartea o încheiere, o transformare? Există dovezi, mărturii ale supraviețuirii ființei umane după distrugerea organismului viu? Până în prezent, această problemă a rămas în afara cadrului preocupărilor științifice. Este oare permis să o abordăm prin prisma principiilor metodei experimentale, căreia omenirea îi datorează toate progresele realizate de știință? Nu cumva ne aflăm în fața misterelor unei lumi invizibile, diferită de cea pe care o putem percepe și de cercetare experimentală? N-am putea încerca să vedem dacă anumite fapte, observate corect și cu multă atenție, ar putea fi totuși analizate din perspectiva științifică și acceptate ca reale chiar de cei mai severi critici? Nu mai vrem fraze și nici metafizică, vrem fapte, fapte. Pentru că este vorba de viața noastră, de destinul nostru, de viitorul, de existența noastră. Nu numai rațiunea noastră, spiritul nostru vrea să știe, dar și sentimentele și inima noastră. Este copilăresc și poate să pară vanitate abordarea deschisă a acestei probleme, dar este uneori la fel de greu să o eviți. Și cum tocmai pentru a răspunde durerii unei inimi sfâșiate, am continuat aceste cercetări dificile, mi se pare că prefața cea mai logică pentru această carte ar fi reprezentarea câtorva din numeroasele scrisori pe care le-am primit timp de o jumătate de veac, prin care eram rugat să ofer o explicație a acestui mister. Cei care n-au văzut murind o ființă adorată nu cunosc durerea, adânca disperare, nu s-au lovit de ușa închisă a mormântului. Ai vrea să știi, dar un zid de nepătruns se ridică nemilos în fața sufletului înspăimântat. Am primit sute de rugăminți cărora aș fi vrut să le pot răspunde. Trebuie să fac cunoscute aceste confidențe? Am ezitat multă vreme.
dar ele sunt atât de numeroase. Ele reprezintă atât de sincer dorința arzătoare de a găsi un răspuns, încât interesul devine general, iar datoria mea este clară. Aceste scrisori constituie introducerea firească a acestei lucrări, căci ele m-au determinat să scriu. Îmi cer scuze totuși că reproduc aceste pagini fără să modific nimic, pentru că dacă ele descriu starea sufletească a ființelor sensibile care le-au conceput, conțin în același timp termeni elogioși la adresa mea, iar publicarea lor ar putea să pară o lipsă de modestie din partea mea. Este vorba de un amănunt nesemnificativ, cu atât mai mult cu cât un astronom, care știe valoarea unui atom raportat la universul infinit și veșnic, este inaccesibil și închis ermetic sentimentelor de orgoliu modern. Este multă vreme de când cei care mă cunosc au putut să-și dea seama de aceasta. Totala mea indiferență la onoruri a dovedit-o îndeajuns. Scrisoarea următoare, reprodusă textual, a fost scrisă de o mamă înnebunită de durere. Este un bun exemplu a cât ar fi de dorit să încercăm măcar să alinăm suferința omenirii. Ar fi ceva mai important chiar decât medicina corpului. Ar trebui creată medicina sufletului. Marelui nostru Flammarion, Reynosa, Spania, 30 martie 1907. Domnule, aș vrea să pot îngenunchea în fața dumneavoastră și să vă sărut picioarele, rugându-vă să mă înțelegeți și să nu respingeți rugămintea mea. Nu știu cum pot să mă exprim, aș vrea să vă trezesc mila ca să participați la durerea mea, dar ar trebui pentru asta să vă văd, să vă descriu nefericirea, chinurile sufletului meu și atunci probabil ar fi imposibil să nu fiți cuprins de o imensă compasiune. Cât trebuie să sufăr pentru a ajunge să am atâta îndrăzneală pentru a comite această indiscreție, ce pare aproape o nebunie. Și pentru a mă gândi să mă adresez ilustrului nostru Flammarion, pentru a-i cere să consoleze o necunoscută care nu are niciun drept la bunăvoința sa, în afara celui de a-i fi compatrioată. Și asta pentru că sufăr. Tocmai mi-am pierdut băiatul, unicul meu fiu. Sunt văduvă și n-aveam altă bucurie pe lume decât acest băiat și o fată, domnule Flammarion, ca să mă puteți înțelege, ar fi trebuit să-i cunoașteți pe copilul adorat pe care l-am pierdut. Ar trebui să vă povestesc cei 33 de ani a existenței lui și atunci ați înțelege. Acest băiat a fost condamnat la vârsta de 5 ani de diagnosticul de coxalgie pus de toți medicii celebri de la Madrid și Paris, iar eu și bietul meu soț am sacrificat o poziție strălucită la Madrid și ne-am mutat în provincie pentru a salva acest copil idolatrizat. Timp de 8 ani a fost bolnav și a rămas șchiop. Câtă neliniște, câte griji și suferințe, câte nopți nedormite, pline de teamă și sacrificiu, este imposibil de descris în cuvinte. Dar cât de drăguț! Crescut într-un cărucior copleșit de mângâieri și sărutări, era copilul cel mai adorabil care se poate visa. Oh, copilăria asta! Aș vrea să mai fie la vârsta aceea. La 12 ani nu-l mai durea piciorul, dar nu putea merge fără cârje. Ce durere pentru mine care l-a adus pe lume sănătos! Mai târziu, la vârsta de 17 ani, mergea cu o singură cârjă și un baston. La 20 de ani era cel mai frumos băiat care poate fi imaginat. Dacă aș îndrăzni, v-aș trimite fotografia lui, ca să vedeți că dragostea de mamă nu exagerează cu nimic. Toată lumea era încântată de el, avea acel dar de a place care nu poate fi explicat sau definit. Bărbați, femei, copii, tineri și bătrâni erau subjugați de acest nu știu ce care emana din întreaga sa ființă. Pretutindeni unde mă duceam însoțită de el, primeam felicitări pentru frumusețea și bunătatea lui. Căci era tot atât de bun pe cât era de frumos. Totul în sufletul lui era noblețe, generozitate. Inteligent, spiritual, cu un caracter constant și blând, făcea ca viața lângă el să fie un vis ceresc, o încântare continuă.
și care a fost vina lui Domnule că la 20 de ani să facă o cistită. Adăugându-se primei boli, această cistită a fost începutul unei perioade de suferință cu care numai iadul ar putea fi comparat. Nu pot să înțeleg cum Dumnezeu, Creatorul nostru, poate să permită ca o ființă umană să fie martirizată astfel. Mai ales când acest martiriu este supusă o ființă nevinovată și bună cum era fiul meu. Toți marii specialiști au fost din nou consultați, dar vai, niciunul nu l-a putut vindeca. El a trăit timp de 13 ani între aceste alternative de mai bine și de foarte rău, păstrându-și chiar în momentele de suferință atroce calmul, blândețea, bunătatea și chiar buna dispoziție pentru a nu întrista pe ceilalți. În ultimii 4 ani suferința aproape că a dispărut, iar anul trecut s-a simțit atât de bine încât a crezut că s-a vindecat. Bărbatul meu a murit în 1902, de atunci fiul meu a devenit capul micii noastre familii. Deși eram obligați să muncim pentru a ne câștiga existența, viața ni se părea atât de frumoasă. Fiica mea n-a vrut să se mărite niciodată pentru a se consacra în întregime fratelui său pe care îl adora. Îi vedeam pe copiii mei că se iubeau și erau atât de fericiți, încât nu mă mai temeam că voi muri eu, știind că îi voi lăsa pe lume nedespărțiți, trăind unul pentru altul. Și ce să vă mai spun despre dragostea fiului meu pentru mama sa și a mamei pentru acest fiu? Căutați în cer, printre îngeri, căutați acolo sus în acele lumi unde privirea dumneavoastră poate să pătrundă. Cercetați tot ce poate fi mai tandru, mai dulce, mai bun și vă veți face o idee vagă despre dragostea filială și despre dragostea maternă a acestor două ființe. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Nici nu îndrăznesc să-mi amintesc ochii săi, vocea sa, atunci când îmi spunea: mamă scumpă! Anul trecut i s-a propus să meargă să vadă o mină, în ultimul timp începuse să-i placă acest gen de afaceri și se ocupa de ele. A vrut să mă ia cu el. Am plecat și la un moment dat, ni s-a spus că pentru a ajunge la mină trebuia să mergem călare. Știind că îi se interzisese călăria din cauza bolii, care îi afectase veziga urinară, am refuzat. Apoi fiul meu m-a asigurat că va putea face acest drum fără probleme. Am ezitat, am discutat, apoi am cedat. Oh, de ce nu putem să întoarcem timpul înapoi? Această excursie l-a obosit pe fiul meu atât de mult, încât s-a îmbolnăvit de o febră intestinală. A fost tratat, vai, de medici ignoranți și stupizi, care n-au realizat care era de fapt starea sănătății lui și luni întregi au declarat că nu este nimic. O tumoare a cuprins vezica urinară care, neputând susține greutatea, a pleznit. Chinurile iadului sunt o nimica toată față de suferințele suportate de nefericitul meu fiu. Am chemat un chirurg celebru, dar n-a ajuns decât după 22 de ore de la accident. Băiatul meu era deja pe punctul de a părăsi lumea aceasta. A fost operat, dar am pierdut curând orice speranță. Nefericitul a supraviețuit operației timp de 13 zile. Chirurgului dăduse 24 de ore. Totuși, fiul meu, văzând durerea mamei și a surorii sale, a rezistat, luptând cu curaj, în ciuda tuturor suferințelor. Ce au însemnat aceste 13 zile, Domnule? Ele ne-au arătat ce înseamnă cu adevărat un suflet mare. Nu se gândea decât la noi, se gândea la consecințele morții sale pentru cele două femei, care aveau să rămână singure, fără sprijin, într-o țară străină și care aveau să plângă veșnic un fiu adorat, un frate. El încerca prin toate mijlocele să îndulcească această situație îngrozitoare. Ce ne-a spus el în acele momente grele nu sunt cuvintele unui tânăr de 33 de ani, ci ale unui sfânt, ale unui înger, ale unui supraom. Această față chinuită a suferinței, acești ochi ce păreau să privească deja lumea de dincolo și gura sa crispată de durere care încerca totuși să surâdă,
mâna sa care o strângea pe a mea în timp ce îmi spunea: Adio, scumpă mamă! Te-am iubit atât de mult, nu mă uita! O, Dumnezeule atotputernic, spunea el, tu nu i-ai dat atâta suferință nici fiului tău și mie, care nu sunt decât un biet om, mi-ai dat de 10 ori mai multă suferință. O, moartea! Moartea, fie-vă milă, dacă mă iubiți, rugați-l pe Dumnezeu să mă dea morții. Și asta timp de 13 zile și chiar mai mult. O, Flammarion, faceți-vă milă de mine, în numele mamei dumneavoastră, fie-vă milă. Sunt nebună de durere, de 32 de zile de când a murit, n-am închis ochii. În timpul nopții rămân trează până la ora 4 dimineața. Și când mă doboară oboseala, mă așez îmbrăcată pe pat și închid ochii, dar ideea fixă mă urmărește și în timpul acestui somn chinuit nu-mi pierd memoria nicio clipă, iar când deschid ochii, revine obsesia din timpul zilei. Este atât de groaznică suferința, încât mă întreb dacă infernul n-ar fi preferabil la ceea ce îndur acum. Este posibil ca Dumnezeu să fi creat ființe sortite să îndure astfel de chinuri? Dumneavoastră, astronom și gânditor, care cântăriți stelele și luminile, dumneavoastră care pătrundeți cu privirea în acele sfere misterioase, unde mintea noastră se rătăcește, oh, spuneți-mi dacă sufletele supraviețuiesc undeva. Pot să-mi păstrez speranța pentru a-mi revedea fiul? El mă vede? Există vreun mijloc prin care să pot comunica cu el? Dumneavoastră care știți atâtea lucruri despre cer, despre spirit, despre minunile universului, vă rog, fie-vă milă, spuneți-mi ceva care ar putea să fie o rază de speranță oricât de mică pentru inima mea sfârșiată, martirizată. Nu puteți înțelege cât de mare este durerea mea. Aș vrea să mor, dar fiica mea mă imploră să trăiesc, să nu o las singură pe lume, astfel încât mă simt obligată să trăiesc și să sufăr. Este groaznic. Și când mă gândesc că într-o clipă aș putea pune capăt supliciului, dacă ar fi posibil să cântărim sau să măsurăm durerea, așa cum măsurați dumneavoastră lumile, greutatea și întinderea durerii mele ar fi atât de mari, încât ați fi îngrozit să constatați că un suflet omenesc poate fi torturat în asemenea măsură. Trebuie că există o mână infernală care îmi dirigează viața. Băiatul meu, copilul meu adorat, îl vreau, vreau să-l văd, nu-mi trebuie raiul fără el. Bucuria și fericirea vieții mele pierdută pentru totdeauna. Există un Dumnezeu? Permite el aceste orori pe pământ? Domnule Flammarion, vă implor în numele celor pe care iubiți și care vă iubesc, nu fiți insensibil la cea mai mare durere care a sfâșiat vreodată inima omenească. Spuneți-mi ceva, dumneavoastră, care stăpâniți secretele cerurilor, dumneavoastră care știți. Noi, muritorii de rând, nu putem ști, nici înțelege. Spuneți-mi dacă sufletele continuă să existe undeva, dacă își mai amintesc, dacă iubesc încă pe cei rămași pe pământ, dacă ne văd, dacă le putem chema la noi. Ah, dacă aș putea să vă văd și să mă arunc la picioarele dumneavoastră! Iertați-mi această purtare nebunească! Sunt nebună de durere, nu mai știu dacă visez sau sunt trează. Nu simt decât un lucru, o durere ascuțită, comparabilă doar cu un fier înroșit pus pe o rană deschisă. Iertare, domnule Flammarion, iertare! Sorii dumneavoastră, stelele atât de frumoase, nu suferă, nu simt nimic, dar eu simt o durere mai mare decât toate luminile care se mișcă în spațiu. O persoană atât de neînsemnată, atât de mică și totuși simțind o durere de nesuportat. De ce oare? De ce tot acest mister? O ființă atât de slabă, atât de limitată și atâta suferință. Încă o dată vă cer iertare, maestre, în numele mamei dumneavoastră. Iertați-mă și aveți milă de nefericita dumneavoastră compatrioată.
văduva N. Beaufort, Reynosa, Spania, provincia Santander. Preoții primesc în fiecare zi implorări de acest fel, pentru că sunt considerați reprezentanții ai lui Dumnezeu și că ar fi dotați cu puterea de a pătrunde enigmele supranaturalului. Ei răspund acestor suferințe făcând apel la consolările oferite de religie. Preotul vorbește în numele credinței, al învățăturilor, dar credința nu se impune. Ea nu este nici măcar general admisă așa cum s-ar crede. Eu cunosc preoți, episcopi, cardinali, care nu au credință, dar o predică, considerând-o utilă din punct de vedere social. Sunt pe pământ peste 50 de religii diferite, utile poate, dar inacceptabile din punct de vedere filozofic. În fața unor manifestări ca cea prezentată mai sus, reprezentanții religiei pot oare să-i convingă pe oameni că lumea este condusă de un Dumnezeu bun și drept? Omul de știință nu și-are locul în confesional nici în amvon, așa că nu poate spune decât ce știe. El este cinstit, deschis, independent și, înainte de toate, rațional. Datoria lui este să studieze, să cerceteze. Noi cercetăm în continuu și nu emitem pretenția că am găsit, și cu atât mai puțin că am fi primit de la divinitate revelația adevărului. Este tot ce am putut să-i răspund semnatarii scrisorii, dându-i totuși speranța că își va revedea fiul cândva și sfătuind-o să păstreze legătura spirituală cu el. Ce fericit aș fi fost să-i ofer o certitudine care să-i liniștească sufletul. Dar eu nu am pretenția ca Auguste Saint-Simon sau Enfantin că sunt marele preot al unei religii noi. Totuși, nu este nicio îndoială că religia universală a viitorului va avea știința drept punct de plecare și în special astronomia însoțită de cunoștințele despre psihicul uman. Pierderea unui fiu a inspirat scrisoarea precedentă. Pierderea unei fete o inspiră pe următoarea. Tel-sur-Van, noiembrie 1899. Maestre, am onoarea să vă cunosc suficient din lucrările dumneavoastră pentru a ști că sunteți bun și pentru a spera, deși nu mă cunoașteți, că veți accepta să-mi citiți rândurile cu indulgență și că veți participa moral la durerea mea, oferindu-mi ajutorul spiritual de care am atâta nevoie. Pe 19 septembrie am fost lovită de cumplita durere a pierderii încântătoarei mele copile, în vârstă de 16 ani și jumătate, foarte inteligentă, plină de sentimente alese, iar frumoasă, nu mai spun. Credeai că te afli în fața unei ființe imateriale, într-atât corpul său pur de nimfă și fața ei angelică erau atât de frumoase. Draga mea micuță, cu minunații ei ochi albaștri, atât de expresivi, cu gene și sprâncene arcuite delicat, nasul puțin cam lung, fin, drept, gura puțin cam plină, dar exprimând bunătate. Fața cu un oval atât de dulce și armonios, iar tenul alb de crin. O gropiță drăgălașă sublinia figura de obicei serioasă. Părul splendid, blond șaten, ondulat natural, ușor frizat, ca o spumă de aur, împodobea fruntea feciorelnică, urechile mici, ascunse în spuma fină a părului, mici cuiburi bune de sărutat pe care nu mai pot să-mi așez buzele însetate de tandrețe. Fica mea prea iubită nu mai este, ochii mei nu mai pot să se odihnească cu dragoste pe fața ei adorată, nu mai pot decât să plâng. Atâta perfecțiune morală și fizică distrusă brutal, stupid, crud, sălbatic. Moartea nemiloasă mi-a luat totul. Pe adorata mea Rene n-o mai am și eu trebuie să trăiesc. Viața, ce iad! Odată cu ea au dispărut micile noastre șuete, discuțiile interesante despre cele mai abstracte subiecte, despre viață și moarte, căci fiica mea, deși tânără,
Era profundă în gândire, era o prietena mea neprețuită, era confidenta mea, era totul pentru mine, această floare frumoasă și pură smulsă înainte de a se deschide pe deplin. Și de ce? Este îngrozitor. De atunci m-am gândit adesea să mă sinucid, ca să mă duc lângă ea, dar era oare un presentiment al sfârșitului? Înaintea morții, sărutându-mă, ea mi-a spus cu drăgălășenie: Mamă, nu trebuie să te sinucizi, trebuie să aștepți, nu-i așa? Am fost profund tulburată și n-am înțeles decât a doua zi când, albă ca un crin minunat, a închis ochii ei frumoși pentru totdeauna, în timp ce îmi dădea sărutul de pe urmă. Ah, acest ultim sărut! A pus în el tot restul vieții sale. Îl voi simți mereu. Ce clipe, ce chinuri, ceas suprem de neuitat. Îl retrăiesc în fiecare clipă. Îmi iubesc suferința. O revăd pe draga mea micuță care a presimțit, care mi-a ghicit disperarea. Ea a vrut ca eu să trăiesc pentru a o plânge. Durerea mea este plină de regrete zadarnice, de decepție amare, de revoltă împotriva a tot și a tuturor. Mă trezesc acuzându-l pe Dumnezeu însuși de a-mi fi luat de 1000 de ori mai mult decât viața. De acum înainte numai amintirea ei mă mai ține în viață. Fata mea este mereu prezentă în mintea mea, este obiectul adorației mele. Aș vrea să încerc dacă va fi posibil să găsesc o alinare în spiritism, să-mi caut în el un refugiu al credinței, al speranței și iubirii. Dar am prea puține cunoștințe în acest domeniu. Eu și soțul meu am încercat să facem experiența cu masa, dar vai, fără rezultat, deși am făcut totul pentru a reuși, sau așa am crezut noi, cel puțin. Am așezat pe masă fotografia scumpului nostru copil, o șuviță din părul său, o pagină scrisă de mâna ei și apoi am chemat-o cu toată puterea voinței noastre. Dar toată dorința noastră, toate evocările au fost în zadar. Aș vrea să continui, să perseverez și în acest sens vă implor să ne ajutați, dragă și ilustre maestre. Există ea încă? Ea a cărei viața a fost secerată atât de brutal înainte de maturitate, ea atât de pură, care n-a avut timp decât să-și iubească mama, mămica ei, cuvânt atât de dulce în gura ei dragă. Ah, eram prea fericită! Mă ucide dorința de a avea dovezi ale supraviețuirii sufletului iubitor al fiicei mele adorate și mai ales de a ști dacă poate comunica cu mine. Dacă aș avea fericirea aceasta, ajutată și îndrumată de dumneavoastră, scumpe maestre, n-aș găsi cuvintele pentru a descrie acest nesecat izvor de consolare. Dacă aș putea să-i simt prezența alături de mine, dumneavoastră ați fi una cu Dumnezeu în mintea mea. Citind admirabilele dumneavoastră lucrări, m-am gândit că aș putea să sper că aveți posibilitatea să mă ajutați și că veți primi cu înțelegere rugămințile unei biezmame care ar putea să-și regăsească copilul dispărut. Rețineți, nu mort! Fiți un binefăcător pentru această mamă tristă, care nu știe prea multe lucruri. Dumneavoastră, care sunteți atât de iluminat, liniștiți-mă, ajutați-mă să-mi elibere sufletul chinuit. Este cea mai mare pomană care se poate face. Dorința mea de a aprofunda aceste mistere nu este determinată de o curiozitate banală. Este o nevoie puternică, reală, unică, de care numai moartea mă va putea elibera. Aștept răspunsul dumneavoastră, cu încredere, dar și cu nerăbdare, și dacă considerați că este necesar, voi veni bucuroasă la Paris sau oriunde considerați necesar. Vă rog, domnule și ilustru savant, să primiți mulțumirile mele anticipate și cele mai bune gânduri de la umila dumneavoastră, R. Primolt. Am reprodus această scrisoare textual, fără a elimina termenii elogioși la adresa mea,
cum am arătat și mai sus, sentimentele de copilăroasă vanitate îmi sunt necunoscute și m-am obișnuit în ultimii 50 de ani cu calificative care nu mă mai impresionează. Din păcate, probabilitatea științifică ne obligă să nu spunem decât ceea ce știm. Nu avem voie să înșelăm pe nimeni, sub niciun pretext, cu atât mai puțin pentru a le oferi o bucurie de scurtă durată. Nu am putut să-i dau nicio asigurare bietei mame. Sunt 20 de ani de atunci, iar eu am continuat fără întrerupere cercetările în acest sens. Am scris această carte ca o prezentare a concluziilor la care am ajuns. În timpul primului război mondial, care a secerat în floarea vârstei 15 milioane de tineri ce aveau dreptul să trăiască, crescuți de părinților uneori cu prețul unor mari sacrificii, am primit sute de scrisori. În ele erau incriminate nedreptatea și sălbăticia instituțiilor umane, exprimând regretul că ura împotriva războiului, susținută de atâta vreme de un grup de prieteni ai omenirii, n-a fost înțeleasă de guverne și revolta împotriva lui Dumnezeu că permite aceste îngrozitoare distrugeri materiale și umane. Mai mult ca oricând, teribila problemă a destinului se ridică în fața noastră. Este într-adevăr o problemă de nerezolvat? Nu poate fi oare ridicat vălul nici măcar o idee? Din păcate, nu. Religiile, care sunt toate fundamentate pe această nevoie a sufletelor noastre de a cunoaște, pe durerea de a te afla în fața cadavrului unei ființe iubite, n-au reușit să aducă dovezile promise. Chiar cele mai frumoase disertații teologice nu reușesc să dovedească nimic. Nu de fraze goale avem nevoie, ci de fapte verificabile. Moartea este cel mai dezbătut subiect care a preocupat omenirea, problema cea mai importantă a tuturor timpurilor și a tuturor popoarelor. Ea este punctul final către care ne îndreptăm toți, face parte din legea existenței noastre la fel ca nașterea. Și una și cealaltă reprezintă momente de tranziție în evoluția generală și totuși moartea, tot atât de firească precum nașterea, ni se pare împotriva firii. Speranța în veșnicia vieții este născută în sufletul omului. Ea a existat din toate timpurile, la toate popoarele. Folosirea mijloacelor științei în abordarea credinței universale este lipsită de sens, deoarece aceasta este formată din credința și aspirațiile intime ale fiecărei persoane, neputând deci fi verificabilă din punct de vedere al științei experimentale. Această constatare nu este lipsită de importanță. Sentimentul nu este o cantitate neglijabilă egală cu zero, coeficientul ei științific. Cele două scrisori reproduse mai sus fac parte din seria pe care am început-o de mult timp și pe care cititorii mei o cunosc. Numărul scrisorilor primite, acceptate și înscrise în această colecție documentară, de observații, cercetări, de întrebări fondate, se ridică în registrul meu la cifra de 4106, cărora se adaugă încă 500 primite înainte de începerea cercetărilor în 1899. Cititorii lucrărilor mele m-au ajutat mult în aceste cercetări, trimițându-mi observațiile și sugestiile lor care doreau să ducă la găsirea unei soluții. În copilăria mea, la orele de filozofie sau de educație religioasă, ascultam adesea un curs periodic care comenta aceste patru cuvinte. Poro unum est necessarium, adică un singur lucru este necesar. Acest unic lucru era mântuirea sufletului nostru. Vorbitorul, profesorul, ne vorbea atunci de războaiele purtate de Alexandru Macedon, de Cezar, de Napoleon și încheia discursul cu întrebarea: la ce îi servesc omului să cucerească universul dacă ajunge să-și piardă sufletul? Ne descria de asemenea flăcările iadului, ne îngrozea prezentându-ne imagini înspăimântătoare cu păcătoși torturați la infinit de dracii care îi prăjeau,
fără să-i carbonizeze, într-un foc veșnic. Esența citatului comentat își păstrează valoarea, indiferent de credința fiecăruia. Este incontestabil faptul că singurul lucru cu adevărat important pentru noi este de a ști ce ne așteaptă după ce murim. To be or not to be, a fi sau a nu fi, scena cimitirului din Hamlet se consumă în fiecare zi. Viața gânditorului este o meditație asupra morții. Dacă existența umană nu are nicio finalitate, atunci ce înseamnă toată comedia asta? Fie că o acceptăm, fie că nu, moartea este evenimentul suprem al vieții. A evita să te gândești la ea este o copilărie, pentru că oricum răul se află în fața noastră și, inevitabil, mai devreme sau mai târziu vom cădea în el. Ați spune că problema este de nerezolvat, pentru că oricum nu putem ști nimic și că ar fi o pierdere de timp să încercăm a afla mai mult. Acestea sunt scuze datorate comodității sau fricii nejustificate. Aspectul funebru al morții este determinat mai ales de atmosfera care o înconjoară, de doliul impus, de ceremonia religioasă, de disire sau de profundis. Cine știe, poate disperarea celor dragi ar face loc speranței dacă am avea curajul să cercetăm mai profund această ultimă fază a vieții terestre. Această transformare, folosind minuțiozitatea caracteristică cercetărilor astronomice sau psihologice. Cine știe, poate rugăciunile muribunzilor ar putea fi urmate de pace și seninătate, așa cum curcubeul urmează furtunii. Nu poți să nu îți dorești un răspuns la teribilul semn de întrebare ce ne marchează viața, când este vorba de propriul nostru destin și când moartea crudă ne-a răpit o ființă scumpă. Nu poți să nu te întrebi dacă o vei mai vedea vreodată sau dacă despărțirea este veșnică. Bunul Dumnezeu există? Oare nedreptatea, răutatea, stăpânesc mersul omenirii, fără să existe niciun respect pentru sentimentele cu care natura ne-a înzestrat inimile? Și natura însăși ce este de fapt? Este dotată cu voință? Are o finalitate? O fi existând mai multă minte, dreptate, bunătate, inteligență în creierele noastre mici decât în universul imens? Ce multe întrebări legate de această enigmă! Că într-o bună zi corpul nostru va înceta să existe, este neîndoielnic. El se va disocia în milioane de molecule care vor forma apoi alte organisme, plante, animale și oameni. Învierea corpurilor este o idee învechită, care nu mai poate fi acceptată de nimeni. Dacă spiritul nostru, entitatea noastră psihică, supraviețuiește dezintegrării organismului material, vom avea fericirea de a continua să trăim, pentru că, într-adevăr, viața conștientă va continua sub altă formă de existență, superioară acesteia, progresul fiind o lege a naturii, care s-a manifestat pe tot parcursul istoriei pământești, singura planetă pe care o putem studia direct. Orice om care gândește nu poate în momentele sale de meditație să nu-și pună cu emoție întrebări de acest gen. Ce se va întâmpla cu mine? Voi muri pentru totdeauna? S-a afirmat uneori cu oarecare temei că oamenii dau dovadă de o naivă vanitate. Ne atribuim o importanță destul de mare, ne imaginăm că ar fi păcat să încetăm a exista, noi presupunem că Dumnezeu ar trebui să se ocupe de noi pentru că nu suntem o cantitate neglijabilă a creației sale. Este sigur de fapt că, din punct de vedere astronomic mai ales, nu reprezentăm mare lucru și nici măcar întreaga omenire nu este foarte importantă. Nu trebuie să mai gândim astăzi ca pe vremea lui Pascal. Sistemul geocentric și antropocentric nu mai există. Atomi pierduți pe alt atom, pierdut și el în infinit. Dar în sfârșit, existăm totuși, gândim și de când oamenii au început să gândească și-au pus aceleași întrebări cărora religiile cele mai diferite au avut pretenția că le pot răspunde,
fără ca vreuna din ele să reușească de altfel. Francis Bacon, mai popular și mai cunoscut decât Roger Bacon, dar care nu avea genul acestuia, atunci când a pus bazele metodei științifice experimentale, a prevăzut victoria progresivă a observației și experienței, triumful faptelor riguros constatate asupra ideilor teoretice, pentru toate domeniile cercetării umane, mai puțin unul, cel al problemelor divine și al supranaturalului, pe care îl lasă în seama autorității religioase și credinței. Este o greșeală împărtășită și în prezent de mulți savanți. Pentru că nu există niciun motiv temeinic care să ne împiedice să studiem totul prin metoda analizei experimentale, iar atunci vom ști ceea ce am aflat. Dacă teologia s-a înșelat pretinzând că aceste studii îi aparțin, și știința s-a înșelat, disprețuindu-le și considerându-le nedemne de ea sau străine activității sale. Știința modernă n-a oferit încă un răspuns pozitiv problemei nemuririi sufletului, dar nici nu a negat-o așa cum se pretinde uneori. Studiul perseverent al acestei importante probleme ne-a ajutat să tragem concluzia că misterul morții nu este atât de ermetic și sumbru cum s-a pretins până acum, și că am putea să aruncăm cu ochii minții noastre o privire asupra unor noutăți reale și verificabile, ceea ce nu era posibil în urmă cu 50 de ani. În vremea noastră, când există libertatea de opinie, știința poate studia liniștită această mare problemă a vieții. Ne reamintim cu amărăciune că în secolele intolerante ale Inchiziției, acest gen de cercetări întreprinse de gânditorii vremii i-au dus la eșafod. Mii de oameni au fost arși de vii pentru opiniile lor. Statuia lui Giordano Bruno de la Roma este o mărturisire. Putem oare să trecem pe lângă ea, sau pe lângă cea a lui Savonarola de la Florența, sau a lui Etienne Dolet de la Paris, fără să încercăm un sentiment de oroare împotriva intoleranței religioase? Și Vanini ars pe rug la Toulouse, și Michel Servet, care a fost ars din ordinul lui Calvin la Geneva, etc., etc. Erau susținute idei eronate, iar cercetătorilor li s-a impus tăcerea. Aceste lucruri au întârziat în cea mai mare măsură progresul științelor psihice. Sigur, aceste studii nu sunt indispensabile vieții de zi cu zi. În general, oamenii sunt mărginiți. Nu știu dacă există unul dintr-o sută care să gândească. Ei trăiesc pe pământ fără să știe unde se află și fără să aibă măcar curiozitatea să-și pună întrebarea. Sunt brute care mănâncă, beau, juisează, se reproduc, dorm și se preocupă mai ales să câștige bani. Am avut marea plăcere ca pe parcursul unei cariere îndelungate să răspândesc printre diverse clase ale întregii lumi, în toate țările și în toate limbile, noțiunile esențiale ale cunoștințelor astronomice și sunt în situația de a face o apreciere statistică a ființelor care se interesează să cunoască lumea în care trăiesc și vor să-și formeze o idee rudimentară despre minunile creației. Dintr-un 1.600.000 de ființe umane care populează planeta noastră, sunt în jur de 1.000.000 în această situație, deci dintre cei care citesc lucrări de astronomie din curiozitate sau altfel. Cât despre cei care studiază și se inițiază personal pentru a fi la curent cu descoperirile științei, prin lectura anuarelor și a revistelor de specialitate, numărul lor poate fi evaluat la 50.000 pe tot globul, dintre care 6.000 în Franța. S-ar putea trage deci concluzia că un om dintr-o 1.600 știe vag pe ce planetă se află și numai unul din 160.000 are o pregătire mai serioasă. Ignoranța generală este rezultatul bietului egocentrism și al autosuficienței omului. A trăi pentru a gândi nu reprezintă o nevoie pentru nimeni sau aproape nimeni. Gânditorii reprezintă excepția. Dacă prin aceste studii reușim să ne dezvoltăm inteligența, să ne cultivăm mintea, să aflăm care este menirea noastră pe pământ, putem fi mulțumiți,
căci omenirea este într-adevăr foarte obtuză. Locuitorul pământului este încă atât de lipsit de inteligență, atât de animal, încât până în prezent peste tot în lume, forța brutală este cea care a creat dreptul și ea este cea care îl menține. Primul ministru al fiecărei națiuni este și ministrul de război. 90% din resursele financiare ale popoarelor sunt destinate unor masacre internaționale periodice. Și moartea continuă, ca o stăpână absolută, să conducă destinul omenirii. În realitate, ea este stăpână absolută. Mai mult ca oricând în acești ultimi ani, puterea sceptrului ei s-a manifestat cu o violență sălbatică. Exterminând milioane de oameni pe câmpul de bătaie, ea a făcut să apară milioane de semne de întrebare la adresa destinului. Să studiem această finalitate supremă, căci este un subiect demn de atenție. Planul acestei lucrări este trasat de scopul pe care și-l propune, de a aduna probe și mărturii despre supraviețuire. Nu veți găsi aici nici disertații literare, nici fraze poetice, nici teorii mai mult sau mai puțin captivante, nici ipoteze, ci doar fapte constatate și deducțiile lor logice. Murim oare pentru totdeauna? Iată întrebarea, ce mai rămâne din noi? Pentru a ști dacă sufletul supraviețuiește corpului, trebuie să știm mai întâi dacă există, independent de organismul fizic. Nouă ne revine sarcina de a stabili aceasta pe baze științifice, ale observației experimentale și nu pe frumoase argumentări ontologice cu care teologiile tuturor timpurilor s-au mulțumit până în prezent. Și mai întâi de toate, trebuie să fim conștienți de ineficiența teoriilor filozofice tradiționale general acceptate.